Prima oară când ai urcat pe scenă, ce senzație ai avut? Deși înainte mi-era foarte frică și era ceva total necunoscut, după aceea când m-am urcat pe scenă, cred că era în clasa 3-a, 4-a, ceva de genul ăsta, tot în Casa de Cultură de la Bara Olt și țin minte că eram un lup și m-am urcat pe scenă, zici că eram acasă, nu știu cum. Și salutam lumea, vorbeam cu ei, ei, ce faceți acolo în primul rând? Și ziceau, dar ce-i cu ăsta, cine e ăsta? Că aveam masca de lup, care era una foarte reușită. Când nu m-au recunoscut, îmi scoteam, zice, păi, eu sunt. Și puneam înapoi. Și mai treceam mai departe, da.